La 10 ceasuri, Barbu Cantunieri a zvârlit cartea pe biroașul lui 15 și își netezi barba retezată scurt până la mărul lui Adam, după cum se purta și vodă. Spre deosebire de cele mai multe case pricopsite din București, cămările lui Barbu locuia în aripa stânga a conacului, cea dreaptă fiind domeniul Vasilenei, păreau pustii, căci abătându-se de la gustul bucureștilor celor vremi, nu-i plăcea să simtă năbușala lemnăriei și a bulendrelor. Obiectele erau puține, chipzuit alese și mai mult rânduite pe lângă pereți, lăsând mijlocul gol, ceea ce stârnea multă mirare, chiar mai căsi. Nimeni nu pomenise încă o daie, chiar iatac, fără masă, bogat, înhorbotată, hotărâtă la mijloc. Un gobelin vechi înfățișând o vânătoare a regelui Ludovic al XV-lea, în pădurea de la Compiègne, îl cumpărase la Paris, la o licitație publică, spânzura pe peretele dinspre miază noapte. Pe el agățau o șișanea antică și o sabie turcească cu lamă de damasc. Pe zidul dimpotrivă se afla o carabină Le Fauché, o sabie de pederaști cu lamă Solingen, două revolvere și două pistoale. Un cazier de stejar vechi ascundea documentele lui Barbu și ale lui Conu Iordache și legate în panglică liliachie scrisorelele micii contese Juliette Domon, scrise pe hârtie de aceeași culoare și parfumate cu esență de Armenia. Un divan îmbrăcat în brocart auriu, asemenea draperiilor, completa interiorul. Slugile talienilor, căci tot talienii rămăseseră pentru mahala, se bucurau de primenit lesnicios, dar în cuhni, ascunzându-și chicotitul în palmă, își râdeau de boier zălud, trăind între boscârțe de anahoret. Barbu strecură privirea prin ferestrele perdeluite. Ploaia vrăjmașă nu contenise, iar din față, la sala Momolo, adăstau bucile și caretele boierilor veniți în petrecere. Își aminti că cetise înștiințarea în gazetele Românul și Cantorul de avise și comerț. Duminică, în 30 noiembrie, va fi Club Maschela de Momolo în casele domnului Slătineanu pe podul Mogoșoaiei. Domnii Eronim Momolo și Voreli au întocmit și orchestră prea bună și prea frumoasă, compusă din domnul Viest, compozitor și dirijor, și 24 de bărbați vrednici din Miliția Națională. Barbu Cantunieri lăsă persienele să cadă. Serezemă de biroaș și călimara de argint împreună cu tocul de fildeș zângăniră. Trebuie să cumpăr penițe. La Hachette sunt cele mai bune. Gândul lepădăsculele de scris se răsuci singur spre femeia care devenise o obsesiune, o umbră de care nu te poți descotorosi, preocuparea de fie ce clipă. Nici dacă aș fi înamorat, râse Barbu, nu mi-ar ocupa cu atâta înverșunare mintea și timpul. Și ciudat lucru că azi nu e la balul maschei a lui Momolo. Rezervațiunile s-au făcut de o lună, iar ea, cea mai zvonită damă din București, se lipsește de o petrecere mult așteptată de tot propitipendul. Până mai aseară au sosit trusăuri cu toalete de la Paris. Madame Legrand din Rue de la Paris, Mademoiselle Finesse, Vort, știu că au câștigat o leacă de parale. Barbu își îmbrăcă macferlanul, își puse o pălărie florentină din blană de biber cu gardini largi, căci începuse a fulgui și suflând în lampă se închină de Doamne ajută. Trecu prin sălița rece pe păreții căreia atârnau gravuri ecvestre. În geamlăcurile albastre, roșii și verzi ale marchizei, un pui de viscol începuse a depune zăpadă. Ulița îl întâmpină vrăjmașă. Vântul se îndârja asupra târgului, îi înțepa obrajii cu ace de foc, o pintea asupra copacilor care înălțau spre bolta prăbușită brațe desperate. Jupân, Barbu, frumoasă nopticică te așteaptă. Aruncă o privire spre cămările mamăsii. În odaia de culcare stăruia ca totdeauna și avea să stăruie până spre ziua lumina albăstruie. Vasilena citea, visa, suferea dinpreună cu Heloiz și Abelard, amanți nefericiți în leat 1118. Letră de amor, cartea, sosise de acum o săptămână, scrisori de amor celebre, iar Vasilena, când o vizitase de dimineață, plângea soarta nefericită a celor doi îndrăgostiți. Mama, gândi Barbu, urcând podul Mogoșoaiei, e ciudată făptură. Suspină pentru toți amanții din alt veac, citește doar noveluri și poezii de amor, dar dânsa fuge din calea lui.
Îi veni să râdă. Chiar de dimineață sosise din partea unui adorator, care deocamdată se ținea în umbră, un crâng de camelii însoțit de un răvășel legat cu șnur auriu. L-am rugat pe Dumnezeu să-mi dăruiască cei mai prețios din cereasca lui slăvire spre a ți le da voios. Însă Dumnezeu, zâmbindu-mi, mi-a răspuns la fine că nimic nu are în ceruri mai frumos ca tine, Werther. Ce zălud, noroc însă tot are, pistoletele tatei le am în păstrare eu. Trecu pe lângă hotelul Hugh, de unde răzbătea zvon de muzici, fanarele, gemene cu cele de peste drum, care țineau stânga și dreapta teatrului mare, luminau ulița ca ziua, făceau să scânteieze literele de aur ale firmei și decorațiunile din bronz de pe ușile grele de stejar. De bună seamă, înăuntru chelnerii forfoteau în jurul mesei din fundul locantei, ocrotite de plante exotice. Acolo, ca într-o cămară osebită, chefuia în fiecare noapte Alexandru Beldiman, prefectul poliției domnești, dinpreună cu scutierii dumnealui, Iorgu Șuțu, Manolache Costea, Anton Dudescu, Simion Băicoianu. Și avea o hachiță conul Beldiman, din clipa când se așeza la masa dumnealui, să nu prindă a număra până la trei și cupele să fie pline un deget până la buză. Până a număra la 10, bucătarul să-i înfățișeze tipsiile cu stridii de ostende și icrele negre proaspete. De fiecare dată, bucuria ochiului, boabele de caviar mari cât mazărea îi se păreau diamante negre culcate pe pat de gheață. În casele de alături, giuvaiergiul Reș trăsese obloanele grele, păzindu-și comorile. Vienezul poposise doar de câțiva ani în București, dar izbutise de ver care îngălbenea de invidie bijuterii armeni și nemți din Lipscănie și pasajul Villa Cros. Barbu Cantuniari ridică ochii spre primul cat unde locuia franțuzul Ulise de Marsilac. Nu era bucureștean să nu-l cunoască și să nu zâmbească pomenindu-i numele. Țăcălia roșcată, redingota pe talie, jiletcile colorate și bastonașul cu măciulie de aurile știau și copiii. Pe domnul de Marsilac îl adusese în țară Iancu Slătineanu, perceptor la odraslele dumnealui, iar mai apoi fusese numit profesor de limba franceză la Sfântul Sava. Era un omuleț cum se cade, politicos, precum străbunii dumnealui marchizi din al 18-lea veac, mereu zâmbitor și cu teșchereaua plină de complimenturi galante. Toate saloanele erau larg deschise, fiind pretutindeni întâmpinat cu bucurie. Franțuzul, la rândul, dovedea dragoste fără seamăn pentru tot ce-i românesc. Iubea Bucureștiul, oamenii de la târgovățul de rând până la obraze luminate. Se afla prieteni cu neguțătorii cuprinși, dar și cu cupeții neprocopsiți, știa pe nume surugii și țigăncile florărese. Lui Vodăcuza și doamnei sale Marsilac le ridicase din în inimă altar cu candele ce nu osteneau niciodată. Barbu trecut de palatul domnesc, coboru pe știrbei vodă, apoi cotind scurt intră în ulița Fântâna Roșie. O dovedea plăcuța de la răspântie, albă, smălțuită cu chenar roșu. Ca și celelalte din București, fusese înlocuită de curând la porunca lui Vodă, căci pe tăblițele vechi, dăinuind încă din vremea căi măcăniei lui Alexandru Ghica, slovele nu se mai deslușeau, iar bucureștii, pentru străinii de mahala, deveniseră păienjenii și Babilonie, unde descurcă-se cine poate. Barbu Cantuniari zării, rezemând trunchiul unui stejar vârtos, o mogâldeață în palton scurt până la genunchi și râse încetişor. Piticul, căci era o leacă mai răsărit decât un băiețandru de 12-13 ani, bătea din ciubote și sufla fără spor în degetele înghețate. Ai degerat, Dumitrescule! Omulețul se învârti ca un titirez holbând ochii rotunzi cu căutătură de prunc. Era unul din ipistații de la Roșu pe care barbul prețuia cu osebire. Isteț, iute, cu mai multe perechi de ochi, bun de gură și râzăreț, Dumitrescu nu cunoștea cei aceia ușă trântită în nas de slujnică țâfnoasă și ciufută. Știa să-i scodească, fără ca toanta ori nătântocul să bage de seamă, banetoții îl socoteau pe dânsul cam slab de minte. Cum se cade însă comic, mai ceva decât pe clivanii din iarmarocuri, ori artiștii de la balurile Odu Liber Augustin, ale lui Vilcec.
După pricină, Dumitrescu se ivea în ogrăzile oamenilor când cu hram de bogasier, ortelal, apar, coșar sau vântură lume după puf și pene de gâscă, de păpădie ori scaieți râdeau târgovețele. Cel ne dumerea pe ipistat era aceea că nu se afla muiere să nu li scodească dacă are nevastă și prunci. Se minunau strașnic și râdeau cu tâlc, ținând palma peste gura știrbă, ori plină de mărgăritare, când aflau că da, creștinul avea și el gospodărie bine întocmită, casă de piatră, că ține femeie cu cununie și un cârd de plozi mișun în bătătură. Deschete-le, Ana, dragi, îl sfătuise nevastă sa, o șoldană cât un garderob de zestre și o să le treacă pofta de clizeală. Să trăiți, domn capitane, ca în friguleț. Barbu Cantuniari arătă cu bărbia spre casele de peste drum. Era un conac ridicat după gustul francez, cu două caturi, ferestre largi, înguste și înzorzonate. Scara străjuită de dulăi de piatră deschidea evantai pe alea prunduită, iar fanarele înfipte în zid, orfevrărie meștejugită la Brașov, clipeau gălbui în spatele sticlelor din cristal bizotat. Curtea se afla împrejmuită de gard înalt din sulis de fier forjat. La una dintre ferestrele de la primul caț se strecura prin perdele o ață de lumină. Ipistatul înțelese întrebarea și râse sărac cât îi îngăduiau buzele crăpate de ger. Persoana e prezinte ca în fiște ce seară de la ceasurile 8. Au zăbovit în salon preț de un 5 o'clock, după care le s-au retras în iatac. Barbu râse. Dumitrescu, fecior de măcelar cuprins din mahalaua scaune, avea 5 clasuri, se socotea om cu instrucțiune și se mândrea cu o vorbire aleasă. În mintea lui, 5 o'clock însemna taifet de 2 ceasuri cu sclifoseli și reveranțuri în jurul unui ceainic de porțelan și al unui blid cu cofeturi, mofturi de la Capșa ori Fialkovski. Bine, Dumitrescule, poți să pleci acasă. Zorește că școana Lisaveta-i femeie aprigă și făcălețul zărește și pentru neric fără orbe căi. Ipistatul își pocni călcâiele ciubotelor. Mă ies prin cu pardon, domn capitane, madama mea-i cu coană mare, deprinsă cu slugi. Făcălețul îi la duc eu, ba am scos și bulendrele pentru a nu osteni dumneai din calea afară. Aha, așa da, firește. Să-mi fie cu iertare, domn capitane, chipzuit să face strajă până mâine dimineață? Cantuniari își înălță privirea spre geana de lumină. Da, cred că da, afacerea mă preocupă. Nu-mi place dama, nu-mi place deloc. E ceva necurat la mijloc. La Crăciun se împlinea un an de când se aciuase în București. Sosise din lumea largă, cumpărase una din cele mai arătoase case din București, după palatul lui Librecht de pe ulița Ulierului, avea 4 echipagi strălucitoare care luau ochii bucureștenilor și oaste de slugi. Când se preumbla la șosea, orbea lumea de atâta strălucire. Strălucea totul, lacul caretei ala Domon, cea prăzăria vizitiului înfiretat, straile puiului de harap care străjuia în picioare spatele trăsurii. Negrișorul avea 6 ani, hăinuță de catifea cireșie și chipiu cu pompon din pene de struț, după care oftau toți micii gavroși ai bucureștilor. Când vremea o îngăduia, zile blajine de primăvară ori început de toamnă, căci vara casele din Fântâna Roșie și închideau porțile, o însoțea în preumblările dumneaei o momiță, Chio, înveșmântată în straia idomacoale harăpașului, priponită cu un lănțugel de argint. De cum se iviseră în București, doamna și maimuța stârniseră vâlvă, iar zvonurile cele mai năstrușnice începură a forfeca târgul. Șmecherul de Capșa, negustor priceput, mereu cu ochiul treaz și urechile la pândă, cu ideațiune și fantezie bogată, scosese peste noapte cofeturile de ciocolată mole și bonbon Chio. Productele făcură succes beof și la Misterios, cum îi spuneau junii bucureștilor, oprise trăsura într-o zi dinaintea cofetăriei. Vasile Capșa se năpusti la treptele caleștii, gata să vină în brânj de atâtea temeneli. Monseniu Capșa, zâmbise dama, dezmierdând maimuța cu degetele fine înmănușate în piele de Suedia. Aud că mica mea Chio îți poartă noroc. Cu gatourile Chio ai dat o lovitură năprasnică concurenței. Nimeni nu-ți mai poate ține piept. Ți-am adus-o să-i mulțumești.
Bătrânul capșa o privi lung, o clipă, apoi cu peți priceput, își aplecase pletele albe și sărutase lăbuța maimuței în văzul străzii pline de gură cască. Omagile mele doamnei baroane, mulțămirile mele mademoazelei Chio, crea casa capșa, îi va îndrepta în fie ce zi coșulesc cu acadele și cofeturi, după poftă. O, se șarmăm! Capșa se ținuse de cuvânt. În fiecare dimineață, unul dintre ucenicii lui depunea la casele baroanei un coșuleț împodobit cu pangli și flori, cu toate sortimentele de dulciuri ale zilei. Baroană! Cel puțin așa pretindeau cărțile de vizită și aluziile strecurate cu natural plin de șiretenie prin saloane. Înnădindu-i spusele, azi, aici una, mâine alta, dincolo, istoria baroanei se înfățișa romanțioasă, exotică, fluviu de sânge albastru pe care pluteau coroane dintre cele mai făloase. Baroana Elena de Gunzburg, pretindea dumnea ei, era fiica unei mavrocordate, Safta, căreia cu adevărat i se pierduse urma acum vreo 40 de ani, în vremea zaverei lui Tudor. Împotrivindu-se unei căsătorii silnice hotărâtă de tătânesu, Safta, strănepoată de domn, scăpătase în lume. Călcase porunca părintească ascultând-o pe cea a inimii. Să înserezi cu cinție drag, fusese crezul Saftei mavrocordat, până la cel din urmă suspin. Iar drag, tot până la acea clipă, îi fusese ducele Marie Jean-Louis Rodrigo de Alba, amestecătură de seminții, paladin al vremii sale, polcovnic în oștirea lui Alexandru I al Rusiei, apoi vântură lume cu slujbe tainice pe la curțile Europei de Mijloc. Boierii vârstnici își aminteau de scandalul stârnit în epocă de fuga Saftei. De rușine și amărăciune, tatăl său, Anton Mavrocordat, ost de domn moldovean, necutezând a-și mai arăta chipul pe ulițele Bucureștilor, se retrăsese la o moșie din Oltenia, unde, de altfel, după puțină vreme, închisese ochii pălit de dambla. Rodul acestei dragoste nelegiuite era Elena. Faimoasa George Sand tocmai publicase novelul Lelia, atât de cutezător și de plin de necuvință, încât nu lipsea din nicio bibliotecă, fiind citit în taină până și de copilițele prizoniere în mănăstirile de călugărițe. Aici, ținute departe de tentațiile și de șertăciunile lumești, de orice le-ar fi putut întina sufletele nevinovate, deprindeau dragostea pentru Hristos, multe îi ajungeau mirese, broderia, desenul, o leacă de muzică și de învățătură, cât să ciripească despre vreme, păsărele, lună de aur și să sloboadă prin saloane panseuri triste despre viață, moarte, iubire credincioasă. Cunoșteau totul despre scopusul și sfințenia căsătoriei, dar nimic despre tainele ei. După un an, domnii și stăpânilor mișunau prin culisele operei și ale comediei franceze, se ruinau în alcovurile marilor curtezane. George Sand, cu romanul ei scandalos, înnobilase numele Lelia, înzestrându-l cu șicul pe care îl capătă de obicei orice fenomen de ultimă modă. Astfel, Elena devenise Lelia pentru cei apropiați. Se căsătorise la 16 ani cu baronul Paul de Gunzburg, un ariel palid, curtenitor de o politețe exquis. Slab de plămâni, murise într-un sanatoriu din Davos, lăsând-o pe soție văduvă înainte de a împlini 20 de ani. După aceea, despre tânăra baroană se știau puține lucruri. Dădea de înțeles pe departe că, trudită de mare durere și spre nu uitare, căci un mare amor nu se uită niciodată, dar spre a-și răsuci gândurile felurind priveliștile și oamenii, cutreierase Europa, zăbovise mai cu seamă în Italia, fusese și în Roma. Pentru câtă vreme? În ce an? Când murise Gunzburg? Acestea nu se cunoșteau. Are un talent extraordinar, cette femme, spunea Vasilena, care o întâlnea la diferite soarele, să ocolească orice amănunt care să-ți permită să stabilești un calendar. Nu scapă niciodată, e imposibil să faci vreo legătură. Barbu, căreia baroana i-a țâțase interesul ca ofițer al siguranței, dar și ca bărbat, o iscodise cu deamănuntul. Ce impresiune ți-a făcut în general? Vasilena trăia desigur printre nori, legănându-se în scrâncop de flori, aninat între ursa mare și cea mică, dar când catadixa a coborât printre bucureșteni, avea ochiul neașteptat de ager și treaz.
Mon petit, eu aș socoti de un fam dangereux. Are toate însușirile pentru această profesiune. Adică, spune-mi tot ce știi. Vasilena se își încruntase fruntea netedă, dar în aceeași clipă își netezi crețurile cu degetele fine. De la o vreme băgase de seamă Barbu cu înțelegere duioasă, mama sa își supraveghea mișcările obrazului, iar noaptea dormea cu așternut de fleică de vacă pe față. O femeie fără vârstă, desigur tânără, dar nu atât de tânără cât vrea să se creadă. După părerea mea, el aproș la 30 ani. Cu orice prilej face aluziun la mamă sa, safta m-a vrocordat, lăsând să se înțeleagă că-i seamănă. La fel de năprasnică în amor și la fel de fidelă. Asta stârnește strașnic bărbații, care nu-și visează o iubită înfocată, mai ales bieții noștri români obișnuiți cu soațe rușinoase. Dragoste cu scufiță și în cămașă de noapte, tu comprends? Barbu râse cu poftă. Habar n-am avut, maman, că te gândești la asemenea chestiuni și că te preocupă. Mă preocupă? Quel bêtise! Dar sunt lucruri pe care nu le discuți cu un copil. Acum însă ești destul de mare ca să poți pricepe câte ceva. Despre baroană am să-ți mai spun că poate e o mincinoasă și toate istoriile despre obârșia ei simple invențiuni. Încredințată sunt însă că s-a bucurat de o educație îngrijită și că nu e o burgheză. E instruită, vorbește pariziana și nu franțuzeasca noastră balcanică. Sau am urmărit-o aseară la soareaua Marioarei Ferechide într-o conversațiune animată cu contele Gianni, consulul Italiei, care o mânca din ochi. Aș fi jurat că sunteți născute la Firenze. Știe rusește și nici în nemțime nu se pierde. Privirea lui Barbu nu părăsea chipul Vasilenei. Chiar așa? E cu totul extraordinar. Sunt de aceeași părere. Are o cantitate de calități și un perfect l'usage du monde. Este ceea ce tatăl tău ar fi numit o aventurieră. De tout façon, are aerul și tot ce trebuie pentru așa ceva. Vasilena își îngădui să râdă. Spune, maman, o găsești frumoasă? Asta tu trebuie să o știi mai bine decât mine. Bărbații văd altfel, vă uitați altfel și vedeți altceva. Când eram copilă, aveam o prietenă, Despinuța Nicoleanu. Plângeam toate de mila ei, într-atât era de urâțică. Ochi holbați, prăzulii, noi îi ziceam broscuța, toată pielea plouată cu pistrui. Maică sa, biata cu Ana Agripina, suspina în pumn, gândind că nu o s-o mărite niciodată. Barbu întrerupse nerăbdător. Știu, maman, și la primul vostru bal ea a avut cele mai multe dansuri angajate. Carnetul ei era plin ochi. Și așa a fost până s-a măritat cu prințul Gorciacov. Ba și azi, îmi spunea un rus la Paris, a rămas regina Petersburgului. N-am întâlnit în viața mea o femeie cu mai mulți adoratori. Baroana ta are același je ne sais quoi. Eu o găsesc frumoasă. Nu, mon ami, rostise hotărâtă Vasilena. O cale de șarm, grație, fără seamă, în pielița obrazului magnifică, dar e departe de a fi o cadră. Într-un cuvânt, une beauté du diable, soiul de femeie cel mai primejdios. În privire ei s-a prins o scânteie de veselie. Te interesează mult baroneasa? Da, dar nu așa cum îți închipui tu. Vasilena râse. Există lucruri în viață care nu pot fi închipuite și gândite decât într-un singur fel. Vrei să o chem pe Florica? Aș pofti un șerpe de trandafiri. Toate acestea se petrecuseră în primăvara trecută. În mai puțin de o lună, Lelia de Gunzburg cucerise București, avea salonul cel mai căutat din întreaga protipendadă, iar în casele ei întâlneai oamenii cei mai interesanți ai vremii, cantacuzini, brâncoveni, șuțești și ghiculești, poeții mult îndrăgiți Alexandri și Bolintineanu, Docan, vărul lui Vodă, precum și Librecht, omul de încredere al libovnicei princiare, Maria Obrenovici, Baligo de Bein, șeful de cabinet al lui Cuza, trimișii statelor europene în Principatele Unite. Barbu Cantuniari urmărea de departe ușurința și abilitatea baroanei, care cățăra treptele cele mai înalte ale societății bucureștene cu dibăcie de maimuță.
Se mulțumea să o admire de la distanță ca pe o făptură deosebită, așa cum îți stârnesc interesul fiarele necunoscute dintr-o menagerie, dar nu încercă să-i pătrundă în anturajul. Abia spre sfârșitul verii, baroana Lelia de Gunzburg atrase atenția poliției secrete domnești. Dintâi fusese luată urma unui anume Constandakis, negustor grec, de fapt cunoscut ca agent primejdios al ministrului de interne turc, Ali Pasha. Grecul, vegheat îndeaproape de cum intra în țară, vizitase în două rânduri biserica Sfântul Ștefan, deschisă în toată ziua după dorința ctitorilor săi, banul Irarion Rucăreanu și soața lui Ruxandra. Vizite ciudate, noptatice și tainice. Și de fiecare dată, arăta raportul iscoadei domnești, Constandakis încercase să scape de o posibilă urmărire, schimbând brusc direcțiunea, ori amețind drumul cu nenumărate ocolișuri. Poate simplă potrivire, dar în același lăcaș se închina și baroana Lelia, care nu se știe din ce pricini ținea de biserica ortodoxă a mamăsii. Supravegherea bisericii nu dăduse rezultate, iar Constandakis dispăruse din țară. În schimb, de două luni de zile, baroana de Gunzburg își luase de ibovnic pe Iorgu Grănișteanu, director general la externe, mâna dreapta lui Rosetti Bălănescu. Cei doi îndrăgostiți se vedeau în mare taină, iar întâlnirile amoroase se petreceau în casele baronesei. Această stranie înclinație a Leliei de Gunzburg încrețise admirare frunțile de la poliția secretă. Baroana, muiere aflată în crucea tinereții, falnică, fățoasă, avută, cu o știre de adorator la condurii cu călcâiașe înalte, putea să-și aducă în alcov chipuri și nume strălucitoare, precum Beizadea Grigore Sturza, ori Ioniță Boșianu, de-i se mai zicea și Apollo, ori Emanuel Leca. Ori, ori, ori. Iar Grănișteanu era sărit din 50 de ani, frumos, nu? Cu nevastă, cocoana Anastasia, ciufută și atât de pismașă și prepuielnică, încât nu se sfia spre a-l ocărâ despre necredință chiar și dinaintea lui Vodă. Cam la acestea gândea Barbu Cantuniari, veghind în noaptea viscolită zidurile baroanei. Toți inamicii înverșunați ai lui Vodă de aici, scria Vasile Alexandri în misiune la Paris, coalizează dinpreună cu Turcia și nemții spre a-l smulge din scaun. Folosesc toate abjecțiunile, de la ridicolul suprem cu care cearcă să-l investească în jurnale până la conspirațiuni criminale. Barbuș cercetă ornicul vienez, trecuse de miezul nopții. Bucureștii dormeau și doar în câteva conace mai stăruiau lumina veselă, muzicile și dansul. Ca totdeauna la oțetele Șanca, cea mai primitoare damă din oraș, la voichița Știrbei, care o pintea să o ia înainte, la Alde Nicoleni. Desigur, lumina a cărei taină nu străbătea dincolo de persienele plușate, se afla în casele prințului Șuțu și ale lui Grigorie Sturza, fiul fostului domnitor, unde partizanii Beizadelei, grigorienii, căutând reazem în politica rusească, sfătuiau și complotau în fiecare noapte împotriva lui Cuza. La Palatul Șuțu erau ticluite articolele de făimătoare care apăreau în Românul, articole infame scrise în colaborare, în trecere cu premii pentru cei care găsau cuvintele cele mai otrăvite, săgețile cele mai perfide, insinuațiunile cele mai veninoase la adresa lui Vodă, Sihleanu, așezat dinaintea biroului Henry IV, ținea condeiul. Ceilalți Beizadea Grigore, Mitică Știrbei, Golești, Ian cu Ghica, cululelele într-o mână și cupele cu coniac de duc în cealaltă, dictau, se corijau, se completau, se aplaudau. Când textul era socotit briliant, feciorul aducea din pivniță și destupa în mijlocul entuziasmului delirant o sticlă de Chateau Lafite Retour de Inde 1848. Toate acestea erau bine cunoscute de Barbu, valetul prințului, Jacques, adus de acesta de la Paris, fiind în serviciul poliției. De furcă îi dădeau însă pamfletele injurioase scrise în versuri și care apăreau cam de 2-3 ori pe lună.
Vodă era îndeobște mânios de apariția acestor publicațiuni, cuprinzând îndemnuri la anarhie care tulbură ordinea publică. Îi ceruse imperios prim-ministrului să ia măsuri, iar pe Beldiman, prefectul poliției, îl amenințase cu destituirea dacă în timp de o săptămână nu izbutește să descopere tipografia clandestină care scotea cette sorte de fecal. Beldiman, boier cu incuri și ifose, se simțise grav ofensat, dar mai întâi de toate l-a muțise uluiala neașteptatului. Față de blândețea obișnuită a domnului, persoană îngăduitoare și plină de spirit, toujours un politesse charmant, brutalitatea conduitei și a langajului, mon cher, m-a lăsat bușbe, înțelegi, nu-i așa, rămâi fără resurse. Acum, iscoadele forfecau București și Barbu socotic în clipa aceea, ceasurile 1, se aflau pe puțin 18 agenți care vegheau din cotloane înghețate, ziduri mute, ori scotoceau ulițele măturate de viscol, trudind să surprindă mișcare, zgomot, ori temirce mărunțiși doveditor în pivnițele mahalalelor. Beldiman îi depusese afacerea în brațe, vezi cum o scoți la un liman taliene, și chefuia în fiecare noapte la Hugh. Barbu-și instruise ipistații împărțind între ei ulițele Bucureștilor. Trecuseră de atunci 3 zile și tot de 3 zile el se întorcea în fiecare noapte în ulița Fântâna Roșie. Bineînțeles că nu în conacul baroanei se tipăreau pamfletele anticuziste, dar aici urma să se petreacă un fapt osebit. Simțirea nu mă înșală, se va întâmpla, ori voi afla ceva însemnat. Făcu câțiva pași în jurul stejarului, încercând să se dezmorțească. Bucureștii dormeau somn greu, torcând vise la fuiorul viscolului. Mai aveau să treacă destule ceasuri până când în iatacele târgoveților, scufițe, plăpumi groase, cărămizi fierbinți la picioare, aveau să intre slujnicele spre a deșerta la privată vasele de noapte ale stăpânilor și a stârni tăciunii din sobe, ocrotiți sub spuză. Barbu își ridică privirea spre iatacul baroanei, unde lumina încă nu ostenise. În budoarul leliei de Gunzburg, aromea umbră hârtie de Armenia, care fumega în pahare de argint, a opium, un parfum iute și amețitor și trandafiri. 15 trandafiri albi catifelii, nefiresc de frumoși, atenția generalului Grănișteanu, împărățeau într-o glastră la lic, cu o insolentă magnificență, încăperea de o eleganță fastuoasă. Baroana își mobilase casa după gustul vremii, adăugând însă risipă de nabab, ce îngăduia aș mulțumi toate poftele poruncite de fantasie și un gust ales, șlefuit și rafinat de-a lungul peregrinărilor în marile burguri ale Europei. Brocarturile, damascurile, cașmirurile și tapiseriile în Petit Point, gobelinuri și boveuri, șalurile indiene azvârlite cu grațioasă cutezanță pe sofale, foteluri, coseze, clavir, dar unde nu dădeai de ele, dovedeau frânturi din harta voiajurilor dumneaei. Damascul acela de pe otomană l-am cumpărat la Cairo. Cairo, ne îndreptam spre Luxor când l-am zărit în dugheana unui armean. Apoi am urcat pe cămile. Pot zice că șalul a văzut deșertul. Pe cămila mea o chema Aișe. Am avut un mal de umer oribil, dar aceasta e altă istorie. Gobelinul? De care vorbești? Ah, cel de lângă cabinetul Empire? Înfățișează-i un fet șampetră abiete toanet la Trianon. L-am cumpărat la licitația nefericitei Marion Voisin. Am luat și bahutul de lângă consolă. Serviciul de ceai? A, e un brown G. Anticarul nu m-a lăsat să plec din prăvălie. M-a amințit că regina Victoria are unul la fel pentru intimi. Bravo lui! Dintr-un început, lumea o asculta cu oarecare îndoială, mai cu seamă cu conetul pismaș. Baremboeroaicele cele colilii, nu prea călătorite, ia vara la moșie ori la băi, în îngurime, cleveteau în saloanele dumnealor într-același fel. Știu că o taie capul la minciuni, trage chiroane de doi stânjeni, mă avrocordați, au fost cam toți așa de felul lor, le umflau.
Junii voiajați, însă, cu poște multe în cuferele lor și multe perechi de încălțări cheltuite pe cele drumuri, precum Ion Ghica, Brătienii, frumosul Costache Negri, dar mai ales poetul Vasile Alexandrii, ascultând ori, punând întrebări cu șiretlic, se încredințau că baroana nu băsnește. Iar pe vorbele lui Alexandrii puteai pune temei, căci pe acesta așa liscase mamă sa, Coana Elena, cu jar în ciubote și traista tot gata de ducă. De nu i-ar fi cunoscut neamul, ai fi zis că-i fecior de factor poștal. Baroana sări ușoară din așternutul spumă de dantelă valencian și panglij liliachi. Drag mi-ar fi, șeri, să rămâi toată noaptea. Da, mie că o stârnești pe madame Grănișteanu. Generalul, toropit de căldură și arome, legăna de dulce oboseală în dreptă privire drăgăstoasă. Nastasia s-a repezit la găiești că-i soruța bolnavă. După viscolul care s-a pornit, s-au stricat cu siguranță drumurile. Bănuiesc că rămâne peste noapte. Urmă în gând, dar rămâne pe vecie, aș da bucuros parale pe dric cu 6 cai și 4 popi să-i slujească, iar la 40 de zile aș întinde o spăț împărătesc. Parcă ghicindu-i gândurile, Lelia-i zâmbi galeși din oglindă. Își potrivea peinoarul cu străvezim de apă care îi stârneau mai atâțător ispitele trupului. Și se gândea bietul Grănișteanu la cămeșoaiele de borangii gros ale Nastasiei. Așa m-a apucat la biata mama, îs țesute în casă de măicuță de la schitul vechi, meșteră mare. Închise la gât și lungi până în vârful papucilor. Când lua în brațe mormanul de țesătură, trebuia să dibui o leacă. Și, ca să nu fie în pagubă, pe degetele de la picioare ieșiseră oasele, 2 nuci mascate care o pinteau să străpungă toate botinele. Încolo, frumoasă coz, mustață și barbă de școlar seminarist, pe care și le pârlea cu lumânarea trup vârtos cât o moară sistematică și o bubuială de glas că, doar visându-l, Iorgu Grănișteanu sărea din așternut ca la mare primejdie. Foc! Ori au dat turcii! Lelia a început să răsfire rozele, mirosindu-le cu nesaț. 5 galbeni îl ținuseră pe general în zlătar la por, florarul. Dar neamțul cheltuia și el, marfa-i venea în răclițe vătuite, tocmai de la Constantinopol și nu se aflau multe cucoane să se fălească în București vijelios cu buchete de roze. Lelia își prinse în plete un trandafir cu o spelcă de aur. Flora, scânci generalul beat de admirație, zeița florilor și a primăverii, Lelia Flora. Asta nu i-o puteau lua nici dușmancele. Baroana avea o coamă neasemuită care se revărsa în ondulațiuni sălbatice, înveșmântând-o în mătase de culoarea rășinei până la genunchi. Pletele erau atât de bogate încât abia 2 cameriste izbuteau să le spele cum se cuvine, iar o alta, Ninon, primea simbrie doar pentru pieptănatul artistic după ultimele mode din beauté francez. Cu drept cuvânt, baroana își rădea însă cam prea pe față de conciuri, zulufi, șuvițe false, ațățând și mai rău cu coanele, unele cu căpățâni sărace, vorba aceea le-a ieșit pielea prin păr. Ochii baroanei erau albaștri, frumoși, da, s-au mai văzut ce, îți mai prejos ai roșian că-i ori arininuței sturțu? Curaca mare, nasul obrăznicuț. Pielița obrazului însă, umerii, decolteul, nu purta la gât juvaieruri grele, spre a nu-i ascunde din frumusețe, minunăție. Ne nu fări crin și catifea, spuneau junii galanți, închipuind voluptă zrare și opintind la baluri și soarele să-și smulgă privirile dintre sânii baroanei. Nu ți-e teamă că te vor pârâ slugile, doar știi, tout femme jalouse se spion parmi le domestic. Și iar ajunge scandalul acuza. Iorgu Grănișteanu râse. Pe acestea vodele pricepe cel mai lesne. Dinaintea Leliei trecu o clipă chipul Mariei Obrenovici, înaltă, subțire în boi, grațioasă, afurisit de chipeșă și se pare nună tângă. Flutură genele grele, parcă pentru a alunga licărul de pismă, gândul vechi care o apăsa. Întrebă cu glas leneș. Te-ai bucura, mon cher, dacă madame Grănișteanu nu s-ar mai întoarce nicicum? Generalul făcu ochii mari. Să mă lepe de Nastasia, unde mi s-a acela să-mi plouă cu noroace? Baroana râse. Să te lepe de ori să-și lepe de potcoavele, vorbesc și eu așa în râs. Par exemplu, să degere troienită pe undeva, ori să se răstoarne sania.
Câte nu se pot întâmpla. Chipul generalului se adumbri. Spune drept, Lelia, sunt bun creștin. Moartea? Nu i-o doresc. Nu o urez la nimeni. Aș fi dorit să n-o fi cunoscut ori vis nebun, cuprinsă de stenahorie să ceară despărțenie. Dar aceasta e iluziune, pot aștepta mult și bine până ori trâmbița din argint arhanghel în ziua cea din urmă. Dar tu mă iubești, porumbiță? Te-ai afla altfel acum aici? Ai auzit în București de vreun capriciu amoros de-al meu? Sau n'import quel liaison? Grănișteanu-i mulțumi cu căutătură de câine credincios, rosti totuși pentru ca zâna care se afla dinaintea lui să-l contrazică, să-l încredințeze de amorul ei, ba să se supere că-l pune la îndoială, iar el să fie silit să o împace cu îmbrățișări, lacrimi de fericire și cuvinte de alint. Nu, schipești, Lelia, gros ca un trunchi, bătrân. Bătrân? Părea din calea afară de mirată. Grănișteanu râse încurcat. Nimeni nu mai e tânăr după 50 de ani. Vorba lui Ludovic al XIV-lea. Ne m-aș putea dispensa de ei, dar fără să mor. Baroana îi zbârli părul cărunt, des și țepos ca de mistreț care se pornea de deasupra sprâncenelor. La cincuanten, iată ce aș numi eu o superstiție, vă sperie cifra. Pe voi 50-ul, pe noi femeile 30-ul. În locul tău nu m-aș gândi deloc la amănuntul acesta. Amănunt? Zâmbi generalul. Drăguț spus. Surâsul îi dezvălui dinții. Erau încă puternici, dar îngălbeniți și mai ales cei de jos, mâncați de vreme, Lelia-l cuprinse dintr-o privire scurtă. Poate în junețe să fi fost arătos. Trăsăturile erau regulate, bărbătești, trupul falnic. Nu locoliseră însă mizerile vârstei. Fire de păr sârmos se ițeau în nări și găvanele urechilor. Vinișoare albastre și roșii zugrăveau pe nas harta nenumăratelor chefuri și a cupelor de vin bun, deșertate într-o viață, căci generalul avea apetit harnic și pântece a nevoie de îndestulat. De altfel, era burduhănos și chiar acum, întins pe spate, gândea baroana, Leobedon ridica sub plapuma de atlas liliachie movilă, s-o zărești pe pământ nete de la 100 de pași. Ficatul oțărât îl stropise mâinile cu pete șofranii, Le Fleur du Tombeau, frânghii varicoasei trudeau picioarele până dincolo de genunchi. Ce mai plin de vin oncoa, încheie în gând Lelia. Nu-i vorbă de cuvinte drăguțe. Ești un bărbat extraordinar și de-ar fi să mă iau după poftele dumitale? Un val de sânge năpădi obrajii generalului, orgoliul dezmierdat îi umflă inima, pieptul, gușa, întreaga făptură sta gata să pleznească. Cu ochi umezi de recunoștință, necutezând să vorbească, căci emoția îl dovedea, Iorgu Grănișteanu îi sărută mâna. De altfel, urmă baroana prefăcându-se a nu-i observa tulburarea, mie nu mi-au plăcut niciodată junii. Nu știu să dezmierde o femeie, nu știu să fie galanți, n-au conversație. Până la 30 de ani sunt cu totul nătângi și abia după aceea încep să învețe câte ceva. Generalul o privi fermecat, se săltă în capul oaselor și rezemat între perin, pipăi pe gheridon după lulea. După ce o dichisi, pufăi mulțumit și începu a clătina din cap. Ce înțeleaptă ești, mata porumbiță, și nu voi închina niciodată îndeajuns metanii lui Dumnezeu că mi te-a scos în cale. De disprețuit e bărbatul care își vorbește muierea legiuită. Să-mi fie cu iertare și nu mă gândi de rău. Față de tine însă trebuie să-mi deschid inima. E un simțământ căruia nu mă pot împotrivi. Pricepi? Ma bine me. Lelia îi șterse fruntea udă, gândind că n-a întâlnit încă făptură care să asude mai vârtos decât Grănișteanu. Rostiduios, răpusă de emoțiune, gândi generalul. Te înțeleg, șerii, și te ascult, doar că nu vreau să te lași coprins de amărăciune. Dacă nevastă mea Anastasia mi-ar fi stat alăturea, s-o știu reazăm și nu vrăjmașă, altcum mi se înfățișară bojul. Minte netoată de cloșcă pizmașă, în loc de a mă înălța, mi-a dat brânci în troacă. De ce ai luat-o? Întrebă Lelia gândindu-se la altceva. Iorgu Grănișteanu oftă cu obidă. Ei, porumbiță, nu mi-ai cunoscut părintele postelnicul Vasile. Nimeni nu-i se punea de-a curmezișul.
Când m-am întors de la Paris, straiul de ginere mă aștepta în atac, iar fi dansat a poruncit Anastasia tot asemenea, cu palma întinsă spre a primi briliantul de logodnă. De câți ani sunteți căsătoriți? Ia că numărăm peste 25. Într-un început am încercat apropiere și înțelegere. Din juneță am ținut dregătorii însemnate, sub vodă, șuțu. Apoi m-am bucurat de prețuirea ghiculeștilor și chiar Bibescu, autoritar, încăpățânat și plin de caprițuri, cum îl știi, mi-a încredințat două isprăvnicii. Toate acestea slujbe le-am primit ca pe o dulce povară, socotindu-le datorii sfinte, ce nu le puteam ocoli fiind un onest cetățean. Înălțătoare gândire, spuse baroana și în privirea albastră generalul citină țărmurită admirație. Cu încetul începu să îi se facă milă de el. De câte ori am căutat o povață la Anastasia, m-a fost întâmpinat cu ocărior plictis. Uite chiar și acum țara vodă Alexandru Ioan. Se află la Ananghe, turcii, muscalii, nu mai zic de Viana, pân despre cum hultanii să ne sfâșie. Baroana își trase peste umerii goi un șal de dantelă. Cuza e un om inteligent, cu siguranță se va descurca. Trag nădejde din tâi însă, trebuie să se descotorosească de opozanții din țară. Cât de curând va dizolva camera și o va înlocui cu un consiliu administrativ. Membrii bun înțeles vor fi aleși de el însuși, încă o plăcintă la care nu se așteaptă Aldeșuțu, Sturza și camarilele domniilor lor. Privirea baroanei scânteie. Va dizolva camera oare cu putință? Îi, râse mulțumit, că își va prelua personal comanda armatei. Mână dreaptă îi va fi Florescu omului pe care îl înaintează, major general. Rosti umflat ca pe o apoftegmă de dumnealui iscată. Cine are oștirea, are puterea. Mai e și țara, spuse moale baroana. Țara-i cu vodă, mai cu seamă că-i pregătește dar împărătesc ce-i va aduce reazăm întregii națiuni. Micșorează censul, capătă astfel drept de vod mii de târgoveți și parte din clasa țărănească. Cum și senatul tot de principe va fi numit, se cheamă că vodă va stăpâni singur la cârma țării. Toate sunt hotărâte în mare taină, iar negrii... Costache? Dar cine altul? Ministrul nostru la poartă. I s-a fost trimis alaltăriu memoriu pe care îl va depune în mâinile lui Ali Pașa spre a pregăti o atmosferă princioasă schimbărilor hotărâte de vodă. Și încredința sunt că negrii va izbuti a răsuci cugetul turcului. Al face să priceapă că împlinirea expozeurilor din memoriu înseamnă și asigurarea liniștii în Carai Flac, scopusul de moment al Constantinopolului. Lilia culese o acadea dintr-o tipsioară de argint și o duse la gura lui Grănișteanu. Scumpul meu înțelept, acestea sunt pentru mine chinezării, muierile nu se au bine cu politica, dar mă străduie să înțeleg și m-aș bucura să-ți fiu de folos. Dragostea ta, zâmbi gâdilat Grădișteanu, mi-ar fi de ajuns, da, degeaba te micșorezi, spiritul ție pe potriva frumuseții, adaos de preț la norocul de a te fi întâlnit. Barona-i sărută vârful nasului. Vezi de ce te iubesc? Junii domniei tale pe care-i tot pismuiești nu sunt în stare să rostească asemenea cuvinte frumoase. Tu ești idealul unei femei de spirit, căci întrunești în aceeași făptură bărbatul de stat și gentilomul de salon. Poate doar în Francia să se mai întâmple asemenea îmbinare fericită. Umflat, măgulit, generalul, astfel primea toate marile emoțiuni, se făcu lac de sudoare. Că veni vorba de Francia, ne bizui mult pe bunăvoința împăratului, mai cu seamă că are un penșant special pentru vodă. Privirea baroanei deveni gânditoare. Napoleon mi-a acordat acum 2 ani onoarea unui dans, era bal la Tuileries. Încercă în toate acelea să-l imiteze pe unchiul său, marele Bonaparte. Și nu fără succes, e un mare om politic, Francia prosperă pe zi ce trece. Lelia de Gunzburg avea dinainte chipul împăratului. Era un om plin de bunăvoință, generos, elegant, cu o expresie mereu gânditoare și un suflet bun în cea mai creștinească accepțiune a cuvântului. Miniștrii săi însă, francezii, îl socoteau un visător cu capul plin de iluziuni fantaste și prea puțin om de acțiune. Răsuflarea puternică a viscolului scutură pe amândoi de gânduri. Cumplită vijelie! Observă Grănișteanu întânzându-se cu voluptate în așternut.
Parcă urlă lupii aici suferești. Nu vii, porumbiță? Atât de rar avem prilejul să noptăm împreună. Baroana, cu fruntea lipită de sticla rece, privea ulița amarnic trudită de viscol. Zăpada spulberată, cățara în văzduh panglici uriașe, trupuri de balauri cu zvârcoliri mânioase, Giulgiu. Giulgiu, se înfioră baroana, simțind rece între umeri. I se păru că deslușește peste drum un ochi de jăratic. Doar o frântură de clipă. Asta mi-mi lipseau. Halucinațiunile! Își smulse șalul și într-o clipă căprioară sprintenă și drăgăstoasă fu în brațele generalului. Când somn adânc vestica a cuprins făptura groasă a lui Grănișteanu, gâlceavă de trâmbi, stunete, horcă el și necăciune, baroana se strecură ușoară din iatac. În salonul cel mic, aprins o lumânare, se așeză dinaintea biroașului regensii și, alegând dintre călimări, muie tocul în cerneală verde. Il est 2h30. Vous trouverez ce mot à votre réveil comme du coutume. Sunt nuvele importante, copleșitoare, care nu suferă întârziere, dar mai întâi și din tâi, je t'aime, mon bel ange, pour la vie. O dragoste pustiitoare din care are un bun. Îmi dă puterea să suport caznele pe care ambițiunea ta mi le impune. Spui că de dragul meu, al fericirii noastre viitoare. Vreau să te cred. Ba nu, te cred. Bonheur et charme de ma vie. Gea, înnoptat la mine, aflu că se pregătește o lovitură de stat. Iată detaliile. La 3 dimineața, nicio lumină nu mai ardea în casele baroanei. Barbu Cantuniari scoase plosca cu absint, zâna verde, îi spuneau bucureștenii, și înghiți lung de câteva ori. Simți că se încălzește și că nu așteaptă zadarnic. Auzi zăpada înghețată, scârțâind sub pas de ciubotă și lipind stejarul, stinse luleaua cu o mână de zăpadă. Slavă Domnului pe viscolul acesta, ogar crăiesc să fii și nu adulmeci aroma de tutun. Aștepta cu răsuflarea tăiată. Pașii se apropiau, lipi trunchiul copacului. Acum, câteva clipe până să se dezmeticească, până să deslușească. Și dintr-o dată începu a râde. Era ipistatul de la verde.